Doamne, 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 ce dimineți frumoase, prietenii mei. Aici, iubita, momentan, viitoare soție, face de mâncare. Privelește în spate, am trezit pe muzică foarte frumos. Însă, nu despre asta vreau să fac clipul de astăzi, ci să vă arăt. Nu știu, le-am zis unde eu spami? Nu le-am zis. Locația mea este următoarea. Insulele, nu balneare. Canare. Toate insulele balneare, am cum vine să zic. Baleare. Baleare sunt lângă Barcelona, unde este și Ibița. A, ălea sunt insulele Baleare. Da. Astea sunt insulele Canare, Gran Canaria și... Hau, hau. Fiți atenți aici, am făcut. Unde-i? Și ăstea. No, să vă arăt cât costă aici un parfum. Cine-și... Dar eu vă zic, eu intru pe internet și vă arăt cât costă în țară sau în Europa. Bine. Ia telefonul, că am făcut aliosă. În Europa, vorba vine, că și noi suntem în Europa. Oarecum. Unde-s parfumul? Și noi suntem în Europa, acum unde ne aflăm. Dar... Să vedeți, mă, diferență, mă. Extraordinar de mare diferență. Deci dacă cumva veniți prin părțile astea... Sfatul meu, că oricum dați banii pe parfum în țară. Luați-vă câte 2-3 parfumuri când veniți aici. Luați-vă câte 2-3 parfumuri, că decât să dați în țară dublu prețul, mai bine luați aici și m-ați auzit bine, aproape la jumătate de preț. Stai așa să intru. Acum vă întrebați, Lobo, ce parfum ți-ai luat, Lobo, ce hau, ce parfum și-a luat fata. Vă zic că-s bomba atomică, mai ales ăsta al lui Alexandra, e nenorocire cu miros. Ia fiți atenți aici. Ăsta e de la ăsta. M-a stat să iau de pe modul cinema. Așa, le-am mutat fiindcă bate soarele din partea aia și nu vedeți nimic. Deci, primul parfum, cel al lui Alexandra, Carolina Herrera, very good girl. Glam. Deci, very good girl e colecția asta cu pantoful. Și ramura se numește Glam. Da. Glam la modul adevărat Glam, pentru că cum miroase parfumul ăsta, mă dau pe umăr. Pe umăr. Ca să-l descriu, mare, e extraordinar. Deci așa de bine ți se potrivește, iubirea mea. Parcă pe tine te miros, fără nicio glumă. E așa dulce, dar nu dulcele la grețos, dulcele la fin. Dacă nu, dacă făceam clipul ăsta acum, vă 8 ani, 10 ani, știți cum vă descriam notele de vârf când eram în domeniul parfumurilor, când lucram cu așa ceva. E extraordinar. Fetelor, nu știu care sunt gusturile voastre, dar credeți-mă că ăsta ar trebui să fie pe gustul vostru. Carolina Herrera, very good girl, Glam, de 80 de mililitri. Facem o scurtă căutare pe internet ca să vedeți cât costă în țară. Aici prețul lui a fost, deci în total pe două parfumuri, a fost 130-40 de euro. Prețul lui de aici, fiți atenți, unde ești? Oare. $79 Carolina. Stai, cu o reducere de 2 euro. Glam. Bună reducerea. Să fie primit. Ce, că mai uităm câte un euro, doi prin cărucior. Până la Carrefour. Deci e bine. Intrăm pe site-ul oficial Carolina Herrera, că deja dacă intrăm pe Douglas și pe alte nebunii... Acceptar todos los cookies. Deci, bă, de 80 de mililitri, da? 80 de mililitri. Ați văzut cât e? 70-80 de euro. Nu mai văd foaia. Aici ai. 79 de euro. Ei bine, dragilor,
Carolina Herrera Glam de 30 de mililitri, 73 de euro. Uite, avem opțiunea de 80 de mililitri, care... Și de 80 câte? 137 de euro. Adică cu 50-60 de euro mai mult. Bă, dar ce bine miroase, eu să-mi bag piciorul dacă nu. Doamne. Te îmbăiesc, mami. Îmbălsămez, îmbăiesc, cum se zice. În el. Și pe lângă asta, deci 80 de euro ăsta. Ăsta de băieți. Bad Boy Cobalt. Și ăsta cu miroase așa fresh. E bun de numai, mă dau pomorul celălalt. Alexandra are acasă, câte de stai, mami? 5? Ăsta e al 5-lea, dar modele diferite. Au început să facă colecție. Și sunt unele modele care se ediție, ediție limitată. Ălea ce nu se mai află pe stoc, fiind ediție limitată, deja le-au crescut prețul. Ăstea se pot valorifica. A, mami, nepoții. Vând pantofii nepoții. Nu, uite și ăsta ce. Cobalt. Electric. Și uite sticla ce frumoasă e. Și la varianta de băieți. Și cum se numește, mami, combinația? Cuplu. Cum ar veni pantof? Superstar. Deci, o combinație pantof și trăznet face un cuplu superstar. By Carolina Herrera. Ăsta au fost 5, 9 de euro, 60 de euro, să zic așa. Bun, îl căutăm aici. Cobalt. Bad Boy Cobalt. 100 de mililitri. Da. Dar tu, mami, ăsta meu e de 100? Da. Păi de ce? De femei de 80 și de a mea e 100. Poate după formatul sticlei, a? No, bun. Bad Boy Cobalt. Una e cu pui și una e cu... Una e cu iubire și una e cu dragoste. Bad Boy Cobalt, 60 de euro contra... Ghiși cât e aici? Zi un preț. 100. Cald. 105 euro. Deci aici dai 60, aici dai 100 de euro. Și da, asta dacă le iei în magazin, dacă îl cumperi de din online, mai plătești și transport. Dacă cumva sunteți pasionați la modul că aveți habar despre parfumuri și vă interesează câteva dintre ingrediente, să căutați pe Google, pentru că eu nu pot să vă le zic că scris în spaniolă. Ingredientes. Agua, limonede, nu, limonene, linanol, butic, cumarin, tutie, mă, că nu le știu. Nu știu, dacă vă interesează, intrați, vă zic, eu vă pot zice că sunt extraordinar de bune și pe lângă parfumurile astea, în prețul ăla, ne-a dat tester Hugo Boss, care l-a mirosit. Iubita mea, dar au zis că nu-i, ei nu-i place. L-am mirosit și eu și vă zic, nici coniac. Nu-mi place nici mie. Două creme. Astea pentru ce, iubirea mea? Cleansere de față. De curățare a feței. De curățare a feței după ce ți dai cu apă oxigenată. Nu? Apă oxigenată. Sau ce e ăla? Cu care te dai tu? Micelar. Apă micelar. Și șampon e ăsta? Mască. Mască. Nu e mască. Șampon și balsam. A, șampon și balsam. Cocos. Firmă indiană. Monoi. De la Monoi. Și geantă. Și gentuță, mă, și uite, ne mai dat doamna și o gentuță. Deci vă dați seama, în prețul de 130 de euro. Normal, 130 de euro e un parfum. Au luat un parfum la preț de două. Și gentuță. De băgat parfumuri, de pus pe plajă, de una alta. Așa că, prietenii mei, dacă veniți în zona asta, a insulelor Canare, băgați-vă la parfumerii. Și atenție, nu vă... Tu l-ai, doamne, să pun la lumină. Nu vă haladiți în prima parfumerie. Mergeți și mai căutați. Una, două, trei. Pentru că diferențele sunt destul de considerabile. Și aici mă refer la 10 euro, nu? Până la 10 euro, 20... Cât o fost? Stai! Că ne-am uitat dincolo. Acolo era 80 de euro, aici era 60 de euro. Nu?
Cred că era 15 și 10 euro diferența. Nu, 15 și 10 euro. Ei dau parfumuri, deja 30 de euro. Mai e unul de bani așa. Da, nu-i vorba că n-ai bani să dai asta, dar e vorba că ești calculat. Afacerist, minte de afacerist. Vă las că îți rup de foame. Ăsta e cu pui. Și cu guacamole. Și ăsta cu ce, mami? Cu... A, ou, cu șuncă. Ou, șuncă. Ăsta e englezesc. Și ăsta... Mexicano. Mexicano, hombre. Vă pup că nu mai pot, s-a amețit. Shopping plăcut. Și o zi frumoasă, prieteni.